Societatea de educație contraceptivă și sexuală a implementat la nivel național un proiect care are ca principal obiectiv depistarea precoce a cancerului de sân la femei, precum și sprijinirea persoanelor afectate direct, cât și a familiilor acestora. Dintr-un sondaj de opinie efectuat la nivel național, județul Giurgiu se află pe primul loc în ceea ce privește rata analfabetismului. De aceea, persoanele care s-au implicat în acest proiect și-au propus ca pe tot parcursul desfășurării acestuia să informeze minim 1100 de femei, în special din mediul rural, despre gravitatea cancerului de sân. Proiectul se desfășoară în 7 județe. Am pornit de la o experiență pe care noi am acumulat-o instituțional din 2007 pe programe de cancer de sân în Cluj, Constanța, București, Mureș, Brașov, unde ne-am făcut un bagajet frumos, așa, un rucsac plin cu experiență, dar și cu materiale importante pentru acest domeniu. Și acum acest proiect care este finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă, suntem în mijlocul unui proiect care se desfășoară până la sfârșitul lunii iulie 2015. Obiectivul prioritar al acestui proiect este acela de a dezvolta parteneriate locale între instituții publice, private și alți factori din comunitate pentru susținerea intervențiilor destinate depistării din timp a cancerului de sân și sprijinirea persoanelor afectate direct sau indirect de cancer. Totodată, proiectul Împreună pentru Sănătatea Sânului își propune creșterea calității serviciilor medicale specifice. În fiecare din cele 7 județe ne-am propus să constituim o echipă locală din persoane inimoase care reprezintă instituții guvernamentale, neguvernamentale, asociații de supraviețuitori ale bolnavilor de cancer sau pur și simplu persoane motivate în acest domeniu. Odată constituită echipa, dorim să investim în aceste echipă, după cum vedeți pe această linie, și anume, într-un prim atelier pe care am avut echipa dumneavoastră, a deprins tehnica de a dobândi o cercetare calitativă și cantitativă în domeniul cancerului de sân de județul Giurgiu. Au fost un curs de 2 zile cândva, cred că în noiembrie. În această săptămână la Giurgiu, Asociația Bolnavilor Cronici a organizat 2 sesiuni de informare la care au participat reprezentanții ai Consiliului Județean, ai Direcției de Sănătate Publică, precum și voluntari ce au avut ca subiect implicarea comunității împotriva cancerului de sân. Managerul proiectului face apel la toată lumea care este dispusă să lupte alături de ceilalți membri pentru informarea corectă a grupului țintă.